Bună ziua, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania. Salut, la microfon Daniel Săuca. Astăzi sunt de vorbă cu vicepreședintele PNL Sălaj, domnul Penciuc. Bună ziua și bine ați revenit la emisiunea noastră. Bună ziua. Vă reamintesc că această emisiune este realizată în parteneriat cu ziarul magazin Sălăjan și cu ZTV.ro. Ieri a fost în Sălaj în vizită, în primul rând la organizația PSD, secretarul general al partidului, domnul Liviu Dragnea. Un subiect de discuție, din câte știu, a fost și funcționarea în Sălaj a Uniunii Social-Liberale, ce ne puteți spune în mare despre această nouă structură politică. Este o furună prin care opoziția încearcă să vină cu un program coerent pentru noua legislatură, 2012, începând din 2012. Și este o formulă prin care se creează o nouă forță politică prin care se încearcă practic scoaterea de la guvernare a actualei structuri PDL, care timp de 4 ani nu au reușit să genereze performanță în domeniul politic și nici în ceea ce privește guvernarea României. Mă refer la faptul că foarte multe dintre elementele de evaluare sunt negative pentru România. Standardul de viață a cetățenilor a scăzut foarte mult și practic există o destructurare în întreg sistemul administrativ al României în momentul de față. Noi am încercat ca să creăm în primul rând o forță politică care să vină cu un proiect, cu un proiect politic și în faza a doua cu un proiect de guvernare care să poată aduce voturi, care să poată recâștiga încrederea românilor în sistemul politic din România. S-a semnat, din câte știu, și în Sălaj protocolul de constituire a Uniunii Social-Liberale. Noutăți față de ceea ce s-a spus public până acum? Prea multe noutăți deocamdată nu avem. S-a semnat protocolul cadru. Urmează ca să discutăm o serie de elemente care sunt legate de modul în care vom opera în cadrul acestui program politic. Există câteva chestiuni practice care trebuie discutate. Practic, PNL-ul și PSD-ul reprezintă momentul de față, sub această umbrelă a Uniunii Social-Democrate, o forță care poate aduna până la 60% din voturile electoratului din Sălaj și nu numai din Sălaj. Veți extinde colaborarea și în afara celor două puncte importante, și anume președinția Consiliului Județean și primăria municipiului, reședința de județ? Da, există discuții în acest sens, deși calculul hârtiei arată că practic fiecare formațiune politică în parte ar putea aduna mai multe voturi decât Uniunea. Pare un paradox, dar e o formulă care în momentul de față, probabil prin ceea ce se întâmplă în actul de guvernare și prin ceea ce simt cetățenii, credează cu voturi mai multe fiecare dintre cele două formațiuni politice decât dacă merge în Uniune. Dar urmează ca să mai facem o serie de valori și să vedem în ce mod reușim ca să punem la punct un protocol cadru cu anexe care să ne dea posibilitatea de a opera în condiții dintre cele mai bune în cadrul Uniunii. Formula de succes cred că este cea în cadrul Uniunii. Discuție veche, o repet, având în vedere și cele discutate, sau ce se discută la nivel național, prin mass media, își pierde PNL, până la urmă, identitatea prin această nouă structură politică? Nu, nu își pierde identitatea nici PNL, nici PSD-ul. Este un balon politic care încearcă să, o formulă politică care încearcă să preia guvernarea și să vină cu chestiuni credibile în fața electoratului. Fiecare venind în actul de guvernare cu un programul de guvernare cu secțiunea lui. România are nevoie de elemente de guvernare liberală, mă refer de la chestiuni care țin de la fiscalitate până la cele care țin de mediul de afaceri și concurență și chestiuni care țin de creșterea economică, de standardul de viață a cetățenilor în ultimă instanță. Un lucru extrem de important, pentru că rațiunea de a construi un program de guvernare este a aduce bunăstarea. Ori bunăstarea poți să aduci atâta timp cât dinamizezi economia, cât reușești să implementezi proceduri
liberale în dezvoltarea economică. Practic, e singura soluție viabilă în momentul de față pentru România, care se află într-o groapă în ceea ce privește problemele economice și sociale în momentul de față. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisolul Politic, o emisiune realizată în parteneriat cu ziarul magazin Sălăjan și cu ZTV.ro. Astăzi cu vicepreședintele PNL Sălaj, domnul Corin Penciuc. Aseară, cam la miezul nopții, am ieșit din recesiune, din criză, nu se știe. Între timp, domnul Emil Boc, care a anunțat această veste, a nuanțat, spunând că nu a lăsat să se înțeleagă că după această ieșire din recesiune, din criză, ce o fi, va curge cu lapte și miere. Da, este o glumă a domnului prim-ministru Emil Boc. Ieșirea din recesiune necesită timp și necesită măsuri. Deocamdată, actualul guvern, guvernul practic Băsescu, Udrea Boc, nu a reușit să vină cu nicio măsură care să scoată România din criză. Efectele crizei în România sunt dramatice. Mă refer doar la două elemente, dacă doriți. Faptul că șomajul a ajuns la un nivel extrem de ridicat, peste 650.000 de români se află în șomaj, peste 200.000 de IMM-uri au fost închise prin geniala politică economică dusă de către eminențele cenușii ale PDL-ului și de aici o serie de aspecte extrem de neplăcute care se repercutează asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor. Scăderea salariilor la bugetar cu 25%, o depresie în mediul economic, atât public cât și privat, duce la o evaluare negativă în ceea ce privește elementele de performanță ale actualului guvern. Și dacă totuși, cel puțin statistica, da, am fi ieșit din criza asta de recesiune. Da, nici măcar statistic nu am ieșit. Există fluctuații în ceea ce privește anumite zone economice. Există oportunități, bineînțeles, dar ele trebuie valorificate, în sensul ca să pui la punct o legislație, mai ales în domeniul financiar fiscal, cu creșterea impozitelor, cu măsuri excesive de control, cu o serie de elemente care țin de depresia care se află în momentul de față în zona economică, atât la nivelul întreprinderilor mari, mai ales la nivelul IMM-urilor, nu cred că România are o variantă rapidă de a ieși din actuala criză. Dar există chestiuni care țin și de factorul extern, dacă crește valoarea investițiilor, dacă băncile își deschid din nou oferta spre cetățean și spre întreprinderile mici și mijlocii, există variante prin care România în decurs de 6 luni, un an, ar putea ieși din această criză. E o diferență între recesiune și criză. Criza, ca să o elimine, necesită măsuri ferme în domeniul legislativ și în domeniul practice economice ca să dinamize zona economică. Există o zonă în domeniul serviciilor și a producției agricole care poate fi accesată imediat și unde toată lumea speră să există o creștere economică notabilă și există și alte domenii care pot scoate România din actuala criză într-un termen relativ scurt, un an de zile. Mai repede nu cred să apară semne pozitive, în sensul ca și cetățeanul să simte efectele pozitive a unei creșteri economice. Mulți spun și din zona PDL că probabil va fi o guvernare cu probleme, dar nu există soluții nici din partea PSD și a PDL. Pentru că toți sunt la fel. E o lipsă de încredere în clasa politică, o lipsă de încredere în personalitățile politice importante de la nivel național și așa mai departe. Cum vedeți dumneavoastră această chestiune? Nu toți sunt la fel. În sensul că faptul că ei au guvernat România 4 ani și n-au făcut nimic, vin cu un asemenea discurs, care nu cred să-i mai ajute în a capacita cetățeanul să le dea prea multe voturi. Există oarecare criză de încredere în ceea ce privește liderii politici la nivel național, dar echipele pe care le au, și mai ales faptul că în ultimii 4-5 ani au trecut foarte mulți tineri în politică și oameni cu o expertiză deosebită în domeniul politic, economic, social, eu cred că România are șansă de a
revigora clasa politică și de a veni cu programe și proiecte care pot să recâștige încrederea cetățenilor în ceea ce înseamnă clasa politică din România. Dar discursul PD-ului este profund nociv, pentru că în timpul guvernării pedeliste, dacă vă uitați la cifre, corupția practic s-a generalizat, există o serie de elemente care țin de funcționalitatea serviciilor publice care s-au degradat foarte mult datorită generalului măsurilor luate de către miniștrii PDL și nu văd prea multe elemente pozitive în ceea ce privește această guvernare, așa că eu nu pot să aibă decât un discurs de acest gen și să încerce să-i bage și pe alții în acest coș din care nu mai pot ieși. Am văzut asemenea reacții chiar cu ocazia scandalului WikiLeaks, sau cum s-o numi acest scandal, și de acolo au scos acuzații sau constatări, că unii sunt cu vestul, alții sunt cu estul, așa mai departe. Da, e normal că unii să fie cu vestul, alții cu estul. Părerea mea că trebuie să fii cu toți dacă dorești să relaționezi foarte bine în domeniul politic și mai ales în domeniul economic, dar ține și de componenta diplomației românești care are o serie de deficiențe în momentul de față, de a armoniza cele două direcții și de a aduce factorii responsabili politici și economici la masă cu cele două zone extrem de importante. Astăzi o duc bine sau foarte bine doar cei care relaționează foarte bine atât cu estul cât și cu vestul. Pentru că în vest există oarecare stabilitate din punct de vedere politic și economic, în est există zone cu resurse energetice și nu numai energetice, uriașe, pe care toți la care toți visează să ajungă cât mai repede și să reușească să-și pună economiile pe picioare. Uitați-vă ce se întâmplă în momentul de față cu criza din Japonia datorită cutremurului care a avut, cu zona de conflict din zona arabă. Nu sunt prea multe elemente de a lua în calcul și o relaționare cu estul în condiții de parteneriat e vitală pentru România, pentru a ieși cât mai rapid din criză și nu numai, pentru a avea o dezvoltare durabilă pe termen lung. Cum ați văzut dumneavoastră de aici din Zalău, sau liberalii, dacă puteți vorbi în vedere lor, acest scandal legat de telegramele acele pe ambasade americane? Sunt foarte multe informații vehiculate în aceste telegrame. Unele dezvăluie chestiuni neplăcute și probabil chiar grave din punct de vedere, mă refer mai ales la chestiuni care țin de siguranța națională, de partea economică, dar ține mai ales de caracterul oamenilor care practică asemenea elemente. Acum, ce să vă spun, în ceea ce privește chestiunea de relaționare, e bine ca să ai întâlniri la nivel diplomatic. Practic asta viza o serie de discuții avute cu, la nivelul ambasadei Statelor Unite, și care, bineînțeles, aduce nota neplăcută pentru că fiecare prezentă o serie de elemente negative despre partea cealaltă sau despre actul de guvernare sau despre ceea ce înseamnă România în general sau ce ar trebui să fie. Părerea mea că mulți dintre cei care au responsabilități la nivel guvernamental și statal ar trebui să se abțină de la asemenea demersuri, pentru că ele, mai ales în situații de genul ăsta, cum transpiră o serie de informații confidențiale, sunt neplăcute, mai ales pentru persoanele respective. Bineînțeles, afectează într-o oarecare măsură și imaginea statului dacă au responsabilități directe în actul de guvernare. Sau sunt lidera unor structuri politice care pot avea acces la guvernare. Au fost implicați și câțiva liberali acolo în discuțiile acelea? Da, peste tot există oameni care pot să aibă asemenea naravuri. O să mergem mai departe la emisiunea noastră. Noul cod al muncii. Un subiect sensibil, abordat de opoziție, poate un pic cam populist. Da. Așteptat de angajatorii cu sufletul la gură. Care este opinia noastră? Ca o părere personală, noul cod al muncii aduce o serie de elemente pozitive pentru mediul de afaceri. România este un stat în care zona economică și nu numai zona economică a fost puternic sindicalizată. Într-o perioadă de creștere, de dezvoltare
în general nu e bine să ai excese în ceea ce privește sindicalizarea anumitor zone din partea economică, dar dacă vă uitați foarte atent, și în zona publică există asemenea elemente. Se vorbește, de exemplu, în domeniul administrației publice de elemente de performanță și de concurență. Atâta timp cât prea ai o instituție publică și ai o resursă umană pe care nu poți să o schimbi, să o cabrezi pe ceea ce înseamnă elemente de performanță instituțională, trebuie ca să faci o serie de corecții la nivelul personalului respectiv, care nu se poate perfecționa, nu se poate școli, hai dați să o spunem mai în alți termeni, și să poată să depună un maxim de efort și un maxim de competență în atribuțiile de serviciu pe care le are. Și nu poți să-l miști de pe poziția respectivă, că pentru că practic are un sistem, legislația actuală în România avea un sistem, hai dați să zicem, protecționist, în favoarea angajatului. Angajatorul avea foarte puține pârghii de a scoate din sistem persoane care nu puteau genera performanță sau nu puteau să se adapteze direct la cerințele de post. Din acest punct de vedere, actualul cod al muncii are o serie de elemente pozitive, chiar dacă, apropo de ceea ce a spus opoziția, a criticat dur anumite elemente din cod. Elementele celelalte care țineau de perioada de angajare, perioada de probă, și ele au partea lor pozitivă. Au partea mai puțin plăcută atât timp cât angajatorul nu e o persoană serioasă, nu e o persoană care încearcă să-și aducă oameni cu care poate să mențină activitatea economică de servicii sau publică la un nivel de performanță și să-și gândească termenii afacerii pe termen lung. Un evident un punct negativ este că și această modificare s-a realizat prin asumarea răspunderii și nu printr-o dezbatere politică în Parlament. Da, de aici au venit și o serie de suspiciuni și de neîncredere în ceea ce privește, dar nu numai pe codul muncios. Sunt și alte legi fundamentale care, practic, ordonează activitatea pe mai multe domenii de activitate esențiale în zona economică și socială și chiar în domeniul public. Guvernul și-a asumat această procedură a responsabilității guvernamentale și de aici o serie de critici extrem de dure la adresa lor, pentru că a nu introduce în zona dezbaterii publice asemenea legi fundamentale, esențiale pentru bunul mers al lucrurilor în România, aduce mari suspiciuni în ceea ce privește respectarea procedurilor democratice de elaborare a legilor. Acum, poate să aibă elemente pozitive, dar element pozitiv înseamnă și a discuta o lege cu toți factorii responsabili, cu toți jucătorii care, practic, au un interes direct sau sunt implicați în a implementa legislația respectivă la nivel practic. Mă refer zona economică, zona socială, zona publică sau alte domenii care țin de, sau serviciilor care țin de bun mers a trebuilor într-un stat. Cum se pare că actuală putere este antisindicală, să spunem așa, și prin ceea ce s-a întâmplat cu codul muncii și cu ceea ce se întâmplă cu liderii normal confederații, să vedem cazul PETPU și probabil că vor mai fi și altele, da. După cum se anunță mai mult sau mai puțin oficial, care va fi poziția noastră față de sindicat? Deci este antisindicală datorită faptului că încearcă o limitare a puterii sindicatelor. Dar trebuie să recunoaștem că și sindicatele au o mare problemă în momentul de față. Elementele de corupție generate de către actuala guvernare s-au extins și în zona sindicatelor, așa că, în primul rând, sindicatele vor trebui să-și rezolve această problemă de credibilitate, pentru că lideri la nivel de vârf a sindicatelor s-a arătat cu degetul și văd că au intrat și pe niște proceduri juridice care, practic, îi discreditează. Vor trebui ca să analizeze foarte atent ceea ce se întâmplă și să-și ia măsurile pe care le crede cuvință pentru ca să-și recâștige încrederea cetățenilor în ceea ce înseamnă mișcare sindicală. De aici și atacul actuale puteri, ținând cont că au foarte multe slăbiciuni lideri de sindicat, probabil, și faptul că îi atacă doar în planul discursului, în plan verbal, măsurile antisindicale, îi pun într-o mare dificultate în momentul de față pe cei care reprezintă sindicatele în România.
Radio Transilvania Zală, rotisorul politic, astăzi cu domnul Corin Penciuc, vicepreședinte PNL Sălaj, un alt subiect, intenția guvernului de a plafona salariile cadrelor didactice. Poveste mai veche, inclusiv cu neaplicarea unor hotărâri judecătorești. Da. Actualul guvern a plafonat nu numai salariile cadrelor didactice, a plafonat și pensiile, a plafonat și salariile, cred, a majorității persoanelor care lucrează în domeniul public. Cadrele didactice au fost, la un moment dat, un vârf de lanț în ceea ce privește revendicările. Nu are rost să discutăm dacă era posibilă sau nu punerea în fapt a revendicărilor cerute de către cadrele didactice, dar părerea mea că ei au fost folosiți ca masă de manevră în 2004 pentru chestiuni electorale. Și acum plătesc? Da, o plătesc cu vârf și îndesat, pentru că ați lua într-un termen atât de scurt 25% din venit un lucru grav. Ei nu au, majoritatea dintre cadrele didactice nu au altă sursă de venit și practic să împingi spre o zonă extrem de critică în ceea ce privește nivelul de trai al lor. Se discută și despre meditații. Da, unele specialități, dar mai mult de 15-20% dintre ei nu practică sistemul meditațiilor. Ca și în orice profesie, sunt specialiști care o duc bine. Și sunt specialiști care o duc mai puțin bine, pentru că nu știu dacă pe meditații, pe sport, istorie sau geografie sau alte materii de genul ăsta, muzică sau alte chestii de genul ăsta, profesorii pot practica meditații. Unii, dar alții nu. Dar sunt alte specialități care țin de la matematică, fizică, biologie sau alte discipline. Asta unde există o cerere mai mare pentru meditații. Dar și meditațiile nu sunt prea bine reglementate în momentul de față. Am ajuns la... Sunt în zona agria, ceea ce privește partea de impozitare a venitelor. Gri spre negru. Gri spre negru, da. Am ajuns la capitolul specialiști, să atingem și un domeniu al specialității noastre profesionale, să spunem așa. Sunteți de curând și președinte al Asociației Medicilor Dentiști. A Colegiului Medicilor. Medicilor. Există și o asociație, dar la asociație. A Colegiului, Colegiului Medicilor Dentiști din Sălaj. Care sunt problemele importante acestei brezle actualmente? Sănătatea are mari probleme în momentul de față și stomatologia sau medicina dentară să regăsesc deficiențele din sistemul sanitar, în sensul că statul practic nu vine cu nicio ofertă de finanțare pentru serviciile stomatologice și din cauza asta foarte mulți cetățeni suferă, termenul corect, suferă foarte mult datorită faptului că nu pot accesa servicii primare. În stomatologie, față de alte domenii, prestațiile de servicii sunt destul de scumpe, ținând cont că în ultimii 2-3 ani veniturile populației au scăzut foarte mult, secțiuni întregi ale populației practic nu mai pot accesa o serie de servicii de bază stomatologice. Din acest punct de vedere, eu am intrat cu o serie de proiecte atunci când am cerut colegilor ca să-mi dea votul pentru președinția Colegiului Medicilor, în sensul că eu cred că trebuie să fie pus la punct un program de profilaxie națională pentru medicina dentară, în care statul să vină să plătească o serie de acte terapeutice cetățenilor și mai ales copiilor pentru a se proteja pe termen mediu sau lung de o serie de afecțiuni stomatologice. Lumea nu știe foarte mult despre ele, dar o serie de boli care țin de zona bucodentară afectează cetățenii care suferă de alte boli, mă refer la bolile sistemice, și care este inuman ca statul să nu vină cu un suport financiar în a ajuta cetățeanul să-și rezolve o serie de probleme care țin de stomatologie. O întrebare pe care și-o pun cu siguranță mulți români. De ce sunt așa de scumpe aceste servicii? Scumpe față de alte lucruri. Stomatologia e o ramură a medicinei foarte tehnologizată, specializările costă foarte mult, absolut toate materialele sunt de import,
începând de la simplu anestezic, fără de care nu se mai lucrează în momentul de față. Trebuie să știți că de la simpla care până la toate celelalte manopere, totul se face sub anestezie, deci frica aia cu durerea și cu aia a fost eliminată în proporție 90%, 95% în momentul de față. Și sunt terapii costisitoare care, ținând cont că întreaga activitate este privată și statul nu vine să ajute cu nimic cetățeanul în ceea ce privește susținerea financiară a lui spre a accesa servicii medicale, pentru o serie de categorii sociale, actul stomatologic este într-adevăr scump. Dar raportat la ceea ce a fost în urmă cu 10, 15 sau 20 de ani, o serie de lucrări dentare sau o serie de alte acte terapeutice nu au crescut cu mult mai mult în termen real. Viața în general e mai scumpă. Dar apropo, să răspund direct întrebării, faptul că totul merge pe importuri, faptul că există o linie tehnologizată și mai ales niște alinierea la cerințele de standard vest în ceea ce privește securitatea sanitară, ridică foarte mult costurile în momentul de față. Față de ceea ce știu cetățenii în urmă cu 15-20 ani. De ce nu există un pachet minimal de asigurări și domeniile? Există, dar statul, vedeți, e o întrebare foarte bună. Există în legislația actuală, prin contractul cadru și norme, un pachet minimal, dar din păcate Casa de Asigurări de Sănătate nu dă bani în această direcție. Pot să vă spun că există un număr de medici care au contract cu casa, dar la o finanțare de 8, 10 sau 12 milioane, practic nu poți să faci mai nimic, pentru că nu acoperă nici măcar partea de sterilizare a instrumentarului pe care trebuie să-l facem de curs de o lună pentru a asigura cetățeanului securitatea sanitară. Sunt mari probleme în direcția asta. Întrebarea este corectă. Statul are obligația și morală, și numai morală, de a veni și a susține cetățeanul financiar, pentru că ei, toți cetățenii din România care muncesc și nu numai cei care muncesc sau care se află și în alte forme, mă refer la persoanele care au diferite grade de handicap sau pensionari, ei intră în sistemul de asigurări de sănătate, dar oferta în ceea ce privește serviciile este extrem de modestă din partea sistemului de asigurări de sănătate, că e singura modalitate prin care cetățeanul poate accesa servicii fără ca să scoată bani din buzunar în momentul de față. Se va reglementa această chestiune din punctul nostru de vedere? Eu sper ca, odată ajuns la guvernare, să reușim să punem la punct și lucrurile respective, în sensul ca să intrăm cu aceste programe, dar chestiunea cu programele de profilaxie națională trebuie plătite din bugetul statului, nu din buzunarul cetățenilor, prin sistemul de asigurări de sănătate. Asta e o opinie personală, vă spun clar. Am și alți colegi și mulți dintre cei care lucrează în sistem cer o asemenea finanțare, pentru că profilaxia practic necesită bani puțin și practic îl pregătește pe cetățean pentru ani mulți, fără ca să sufere de diferite afecțiuni. Ultima întrebare în acest domeniu. Am văzut în mass media sau am văzut relatări despre un exod sau un adevărat exod a cadrelor medicale cu studii superioare sau medii înspre sănătate. Care e situația în rândul medicilor dentiști? Aceeași ca și în celelalte specialități. Pot să vă spun că aproape 60% dintre absolvenți pleacă imediat în țările comunitare, în Europa de Vest mai ales, în zona anglosaxonă, dar am văzut că deja mulți accesează chiar Italia, Spania. Cei mai mulți pleacă spre nordici, pe Norvegia, care au oferte foarte generoase. Germania, Franța, Anglia sunt țări care au ofertă foarte generoasă pentru toți cei care, pentru specialiști din domeniul medical și inclusiv din domeniul stomatologic. Am văzut statisticile din ultimii 2-3 ani. Eu cred că România o să aibă o mare problemă în ceea ce privește acoperirea cu resursa umană în domeniul sănătății. Și foarte greu de refăcut. Mai ales specialiști de top, specialiști care lucrează în domeniul chirurgiei, chirurgiei cardiace sau ATU-ului, anestezie și anestezie, mai ales în domeniul pediatriei, de exemplu, o să fie o mare problemă în timp, pentru că foarte mulți au plecat datorită aceste situații critice, prin care, în primul rând, foarte multe unități sanitare practic nu mai au un standard de funcționare. O să vedeți ce se întâmplă în momentul în care se intră cu acreditarea spitalelor. Faptul că sunt anumite zone prost și foarte prost plătite, mă refer perioada de rezidenția, de formare a medicilor.
care durează 5, 7, 8, 9 ani chiar pe diferite specialități și unde este plătit un salar minim sau mediu pe economie. Un medic nu poate trăi din banii ăștia, pentru că doar necesitățile pentru a-și continua studiile, pentru a-și cumpăra o serie de cursuri sau de a participa la diferite reuniuni științifice, costă foarte mult și nu pot acoperi dintr-o sumă derizorie cum e acest salariu pe care îl primesc ei toate aceste necesități de formare în domeniu. Este o neformare făcută de către stat în momentul de față de a forma specialiști, dar din păcate, după ce ies în practică, statul nu mai oferă nimic pentru ei. Sau oferă foarte puțin, haideți ca să... Este o consecință a pieței libere în care trăim sau a proastei guvernări? Eu spun că este, în primul rând, o consecință a proastei guvernări, iar chestiunea cu piața liberă are și efecte benefice din acest punct de vedere. Un om pe care l-ai format trebuie să trăiască din profesia pe care și în care crede și pe care a muncit ani de zile ca să formeze. Proasta guvernare, pentru că nu s-a făcut nimic în a reabilita sistemul sanitar din România, atât în ceea ce privește resursa umană și mai ales în ceea ce privește partea de investiții în infrastructură și în funcționalitatea acestor servicii medicale, care este determinată. Dar cetățenii trebuie să știe că această piață liberă le dă șansa de a se trata oriunde în Europa, în momentul de față. Există niște legi restrictive în România, care restricționează accesul cetățenilor români spre piața europeană a serviciilor medicale, pentru că statul român va trebui în viitor să le plătească aceste servicii tuturor celor care accesează servicii în spațiul comunitar. Un alt subiect legat de sănătate, ce se întâmplă cu spitalele din județul Sălaj. Știri recente, spitalul din Cehu se va închide și va deveni un centru, un azil de bătrâni și nici alte spitale nu se simt mai bine. Pe fondul de degenerare a stării de fapt din domeniul sanitar și în Sălaj, mai ales serviciile cu paturi suferă în momentul de față. Eu știu că și Spitalul Județean are o finanțare la limită în momentul de față. Noi am venit cu o serie de sume din partea Consiliului Județean și am ajutat mai ales pe componenta de investiții Spitalul Județean, dar Spitalul din Cehu și mai ales cel din Jibou practic nu pot să mai existe în forma în care existau ca formă juridică de organizare. Spitalul din Cehu nu mai avea specialiști, nu mai avea posibilitatea de a genera servicii medicale, mă refer ca unitate cu paturi și în acest punct de vedere, practic, s-a stins această unitate sanitară. Părerea mea e că dacă interveneau autoritățile locale ceva mai repede, se putea salva. Pentru că cel puțin un ambulatoriu putea să existe în cadrul orașului și trebuia susținut de către autoritatea locală. Aceeași chestiune și în Jibou. Faptul că se transformă în azil, dacă are și componentă medicalizată, nu e un lucru rău. Este un lucru bun în sensul că o parte din ceea ce din utilitățile spitalului pot fi folosite în această direcție. Aceeași chestiune și în alte localități unde apare formula cu închiderea spitalelor. Chestiunea generată de către Ministerul Sănătății cu această închidere are unele aspecte pozitive în sensul că există foarte multe unități sanitare care nu mai au niciun standard și ele nu mai există nicio rațiune de a le ține, dar există și unități sanitare care ar trebui să avem grijă de ele, mă refer la Institutele Inimii și la o serie de alte institute care au generat performanță și vor genera, cred, și de aici înainte, pentru că nu poți să fii un stat comunitar fără să ai asemenea unități sanitare. Aici, părerea mea, că e o mare eroare a Ministerului Sănătății în a transforma, în a le introduce în subordinea spitalelor de urgență. Trebuia găsit o altă formulă de administrare a lor. În presa locală a ultimilor zile am văzut acuzații la adresa modului în care s-ar fi dat bani pe criterii politice de către Ministerul Sănătății. Da, se dau bani pe criterii politice, nu numai în domeniul sanitar, ci în celelalte domenii, în administrație, primarii și toți cei care răspund pe zona PDL-ului primesc bani discreționar, strict considerente politice. Aceeași practică există și în domeniul sanitar.
Uitați-vă ce se întâmplă în momentul de față cu rețeaua farmaceutică. Se dau bani discreționari pe anumite zone la comandă politică, cred că nu există altă rațiune. Eu nici nu știu cum, că ei nu au o bază legală de a finanța aceste entități. Dar, practic, există în momentul de față o politică de stat în a falimenta sistemul farmaceutic din România. Există interese ca farmaciile să fie preluate către sistemul de lanțuri farmaceutice, distribuitorii să preia contractul și în felul ăsta, practic, România va rămâne fără o structură națională în ceea ce privește partea de servicii farmaceutice. E o realitate de fapt, de fapt, în momentul de față. Toți cei care se apleacă puțin asupra fenomenului o să constate faptul că ele se află în stadiu de faliment în momentul de față, simplu fapt că casele de asigurări nu au plătit de anul trecut din august serviciile farmaceutice spre farmacii, le pun într-o mare dificultate. În termeni reali economici înseamnă practic falimentul farmaciilor. Eu nu știu cum pot rezista, dar în fine, asta e. Și atunci pe lângă marile lanțuri de magazine o să avem și marile lanțuri de farmacii. Care țin de același patron și care nu este niciun român. Nu pentru că ar trebui să fie român, e foarte bine și cu cei care vin din afară și investesc, dar ei, o să vedeți, nu au să investească prea mult în ceea ce privește dezvoltarea rețelei farmaceutice. În momentul de față, de bine de rău, aproape toate comunele au câte o farmacie, există și în sate, acolo unde există o populație mai mare farmacii, și unde exista, chiar a existat o grijă de a dezvolta această rețea. Lanțurile merg pe cifre de afaceri, merg pe cu totul alte considerente, sunt în primul rând cele de ordin economic și nu cele de ordin social, de a acoperi acest tip de servicii pentru o plajă cât mai mare a cetățenilor și mă refer mai ales în zona rurală. Ar trebui să fim o leacă mai naționaliști, chiar dacă nu ne place acest cuvânt, sau multe nu le place. Păi trebuie să știți că toți în Europa sunt naționaliști, dar nu un naționalism exacerbat, adică o mândrie națională, pentru că noi românii reușim să facem și lucruri bune, și lucruri frumoase, și lucruri utile, și făcute de către noi. Dacă vedeți ce se întâmplă în momentul de față pe anumite zone în care existau servicii destul de bine cotate, hai să ne referim doar la, strict la zona serviciilor medicale, în momentul în care se închid secțiunile respective, vin alții și încearcă să ne dea lecții. Când noi am avut o școală care forma specialiști și specialiști care pot opera în orice unitate sanitară din Europa și din America. Drept dovadă e și faptul că marile firme de recrutare a forței de muncă din domeniul sanitar sunt prăștiate peste tot în România și selectează oameni care lucrează în unitățile lor. Și în unități de top, în unități care au un standard foarte ridicat în ceea ce privește serviciile medicale absolut în toate țările comunitare. Radio Transilvania Zalău, emisiunea Rotisorul Politic, o emisiune realizată în parteneriat cu ziarul magazin Sălăjan și cu ZTV.ro. Aproape de finalul emisiunii noastre, încă 5 minute. Vă pregătiți de alegeri locale, în primul rând. La un dat au fost câteva critici din partea unui liberal, că nu sunteți pregătiți, că nu ieșiți pe teren, etc. Cum le comentați? Da, e natura liberalilor să critique. Suntem într-o fază de evaluare în momentul de față și reușim ca să adunăm cât mai multe date despre ceea ce înseamnă unitățile administrative din județ, pentru că interesul nostru este ca să câștigăm în cât mai multe localități. Ultima mare bătălie s-a dat la Almaș. Bineînțeles, a fost o bătălie concentrată pe o singură localitate, dar au arătat o serie de elemente care ne pot duce la corecta o serie de neajunsuri care le-am avut în această campanie, deși am câștigat. Mai avem și unele chestiuni care trebuie spuse la punct. După ce trecem de această fază de evaluare, o să ieșim cât mai mult în teren, să avem întâlniri cu toți liderii noștri la nivel politic și mai ales cu cei care operează în administrație, pentru că coloana vertebrală oricărei structuri politice e partea de reprezentare în administrație.
Sperăm ca lucrurile să meargă cât mai bine și să reușim ca să-i mobilizăm pe toți să se miște în teren. Există oarecare comoditate a liberalilor în a se mișca, e adevărat. De aceea vin și criticile din partea unor colegi. Dar să și iese, avem o serie de contacte care sper să ne aducă și informația și și plus valoarea în a evalua starea de fapt în fiecare localitate pentru a ne pregăti cât mai bine viitoarele alegeri locale. Am așa să câștigat după un scandal acolo. Iar la Surduc ați pierdut. Da, cazuri și cazuri. La Surduc a fost o altă situație, s-a ales colegiul. La Almaș, scandal în ghilimele. Orice competitor își apără șansa. A fost o eroare a socialdemocrației, nu aș nominaliza candidatul, sau în fine. Asta a fost situația, nu au evaluat foarte exact starea de fapt și a fost o procedură juridică corectă pe care am aplicat-o și ne-a dus în situația de a reveni în cursa electorală. Cum apreciați posibila scăderea pragului electoral la 3%? Nocivă pentru România. Nocivă. Eu cred că trebuie să existe o concentrare a forțelor politice și pragul trebuie menținut la un nivel în care doar competitorii serioși și cei care au forța necesară în plan politic de a se lupta și a genera proiecte, programe și a să pune la punct un sistem concurențial corect să poată să aibă acces la funcții în administrație. Pentru că altfel duce la o disoluție a ceea ce înseamnă proceduri și seriozitate în actul politic. Intră o serie de formațiuni mici care nu au forța necesară de a gândi proiecte, programe și de a se organiza ei, în primul rând, de a-și crea o resursă umană care să poată să-i aducă în această competiție care e destul de dură în plan politic. Vor acest lucru și UDMR și PDL. PDL probabil cu dedicație și pentru UDMR și pentru UNPR și pentru alte partide care poate o să încurce. Vedeți că ajungem la o radiografie exactă. Deci PDL-ul susține că face lucruri bune, dar cere scăderea pragului. Înseamnă că dăm și miroase ceva, adică o cădere în sondaje și în aprecierea pe care o să-l dea prin vot cetățenii. UDMR-ul e posibil. UDMR-ul este un partid care partidă nișă, dacă, ca și în alte zone, dacă îl luau din punct de vedere a numărului, a coeficientului pe care îl au, el are o cu totul altă caracteristică, fiind etnic, pentru a respira mai ușor. Pentru că și UDMR-ul și cetățenii de etnie maghiară suferă din cauza măsurilor luate de partenerilor de guvernare. UDMR-ul participă direct la actul de guvernare și multe chestiuni negative ceea ce privește deciziile guvernamentale, afectează direct și cetățenii maghiari, nu la cei români. Și din punctul ăsta de vedere, probabil că și UDMR-ul se așteaptă la o neparticipare la vot sau o necreditare a UDMR-ului cu vot din partea etnicilor maghiari. Ceilalți mici, într-adevăr, ceilalți nu au nicio șansă în această luptă. La 5% trebuie să ai o structură politică consolidată care să-ți dea posibilitatea să te bazi de la egal la egal cu toți ceilalți care accesează procente de 10-15%. O altă măsură destul de probabil cu dedicație, alegerea primarilor într-un singur timp de studiu. Da, e o chestie speculativă a PDL-ului pentru că ei, într-adevăr, au o calitate, au bun la oameni. Iar în primul tur, dacă ai 5, 6, 7 candidați, un om bun ales poate să-ți aducă imediat primăria, în sensul că poți să câștigi și cu 15-20% primăria, ținând din total voturi. Că s-ar putea ca să fie și o neparticipare la vot, sondajele evidențiază o stare de nemulțumire a cetățenilor, deși nu e cea mai bună formulă de a nu participa la vot. Și în felul ăsta poate să fie creditate persoane care obțin un procent de 15-20%, iar celălalt 80% stau și acceptă formula. La final, dacă dumneavoastră mai doriți să spuneți ceva, să subliniați, să transmiteți un mesaj, vă rog. Eu cred că România va ieși din această stare de marasmă, această stare de criză, nu prin previziunile domnului ministru, ci prin forța noastră a tuturor celor care reușim atât în planul activităților private, cât mai ales cei care reușesc din zona politică să aducă o serie de proiecte credibile
și care ulterior să fie transpuse în, într-un act decizional prin accesul la guvernarea actualei Uniuni Social-Liberale. Este formula prin care eu cred că putem aduce speranța din nou în inimile românilor și să reușim să aducem România spre o zonă de normalitate în ceea ce privește mai ales standardul de viață a cetățenilor. Vă mulțumesc, domnule Penciuc, pentru prezența la o nouă ediție a emisiunii Rotisorul Politic aici la Radio Transilvania Zalău. O zi bună încă dumneavoastră tuturor. La revedere!